Salutare tuturor oamenilor de Dacia și bine ați revenit la un nou episod din Dacia 50 Vlog. Eu sunt Albert Vrăbiuță și astăzi vă prezint povestea unui pasionat al autoturismului copilăriei, care ne va spune cum a descoperit dragostea de Dacia și cum aceasta l-a transformat într-un colecționar. El este posesorul uneia dintre cele mai inedite mașini și anume Albina Sportivă. Până una alta, nu uitați însă să dați subscribe și să aprindeți clopoțelul, pentru că în fiecare săptămână ne revedem aici cu povești cu și despre Dacia. Pornit foarte bine. Nu-i place să pornesc la caldă. Acum a mers. Hai să mergem. Sportiva. Bun. Dacă ar fi să-mi spuneți în 30 de secunde, dacă ar fi să vă prezentați, cine este domnul Andrei Dorobanțu? Andrei Dorobanțu sunt chiar eu. Ce să zic? Eu un iubitor de Dacia, un păstrător de Dacia, un salvator de Dacia, totodată un copil preșcolar care are în memorie mirosul de Dacia franțuzească, o Dacia pe care a avut-o unchiul meu, liceanul care credea că are aceleași drepturi asupra mașinii tatălui său, o Dacia portocalie, și nu în ultimul rând, poate tânărul de 18-20 de ani care visa la o Dacia Sport numai pentru că ea se obținea mult mai repede decât o Dacia normal. Spuneți-mi, vă rog, cum a început relația dumneavoastră cu Dacia? Relația mea cu Dacia cred că a fost oarecum predefinită. Toți copiii din România au avut o relație cu Dacia, mai mult sau mai puțin. Mi-aduc aminte când eram undeva în clasele primare, țin minte că mai plecam la bunicii mei și acolo se întâlnea toată familia reunită în weekend-uri. Și când plecau de acolo, toată lumea pleca cu câte o mașină. Și exista Moscovici, Skoda, existau IMS-urile, iar cel care avea Dacia, și ăsta era unchiul meu, mă făcea să mă uit lung după mașina aia când plecau de acolo și să o văd ca o mașină puțin deosebită față de celelalte mașini pe care le-am numerat înainte. Avea un, pentru mine, un aer oarecum altfel, mai străin decât celelalte mașini care erau pe piață în momentul ăla. Asta vorbesc de momentul apariției Daciei. Deci astea sunt primele interacțiuni pe care le-am avut cu Dacia. Da. Și Dacia era foarte dichisită la momentul respectiv. Sigur, după aceea Dacia a început să însemne altceva cu timpul. A început să însemne singura opțiune pe care o aveam în materie de mașini. Înțeleg. Era, așa cum ați mai spus dumneavoastră, mașina care a dus la mobilizarea, da, mobilitatea. Eu am zis că a fost mașina care a motorizat România, cu toate că și în anterior momentului lansării Dacia în România au existat mașini, însă motorizarea de masă s-a făcut în România cu modelul 1300, pentru că ăsta a fost modelul care s-a produs cel mai mult în România. Și tocmai de aceea noi am ridicat acest model la nivel de mașină națională. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Ați spus că acele interacțiuni cu Dacia din tinerețe v-au schimbat cumva. Și acum, având în vedere că ne aflăm într-o Dacia Sport, spuneți-mi, vă rog, ce Dacia aveți dumneavoastră? Dacă mai aveți și altele în afară de asta? Da. Am avut și alte Dacia, sau mă rog, în familie mai avem și alte Dacia. Trebuie să încep undeva mai în urmă, cu vreo 15 ani. După ce ne-a trecut furia pe care am avut-o mai cu toții după Revoluție, să scăpăm cât mai repede de Dacia, la un moment dat m-am gândit că ar fi bine să achiziționez o Dacia Sport.
Presupun că din două considerente. Un considerent era probabil cel legat de faptul că la momentul când aș fi vrut să am o astfel de mașină, n-am avut-o, n-am putut să o am. Și al doilea era legat de faptul că această mașină era atât de ciudată, încât am zis că aș vrea măcar să păstrez un astfel de exemplar, să-l arăt nepoților mei eventual, să le spunem că așa o mașină s-a construit la un moment dat. Sau așa o mașină a fost chinuită să fie construită la un moment dat. Și ideea asta, v-am zis, mi-a venit acum în urmă cu vreo 15-16 ani, dacă nu chiar mai mult. Și am început să caut o Dacia Sport, cât mai aproape de starea ei originală. Se pare însă că am avut inițial aceea soartă ca în tinerețe, în sensul că în tinerețe țin minte că se spunea că dacă ai niște cunoștințe, poți să obții o Dacia 1410 Sport printr-o aprobare, așa se numea atunci, o aprobare de la fururile superioare. Și nu așteptai atât de mult. Fiind tânăr, sigur că nu puteai să aștepți 5 ani de zile cu banii în mână să aștepți să cumperi o Dacia. La Dacia Sport se aștepta mult mai puțin. Nu a funcționat acel sistem de relații pe care îl aveam eu sau părinții mei la vremea respectivă, pentru care a trebuit să cumpăr o Dacia la mâna a doua, o Dacia Berlină la mâna a doua, cu 70.000 de kilometri la bord, mai scumpă decât era una nouă. Bun, și să revenim în zilele noastre, am început să caut o Dacia Sport, astfel încât să, cât de mai bine conservată, astfel încât să am și eu în sfârșit o Dacia Sport. Și n-am reușit. Și din nou, alternativa a fost să-mi iau o Dacia Berlină, veche. Inițial am luat una din 74, după aceea una din 77, pe care a avut-o 5 ani de zile. Pentru că între timp s-a evit ocazia să găsesc până la urmă o Dacia Sport pe care să o recondiționez și cu care mergem în momentul de față. Deci până la urmă, într-un târziu, am reușit să îmi iau această mașină. Cumva v-ați satisfăcut această dorință pe care o... Mi-o satisfac încă. Sincer, nu am mers încă foarte mult cu mașina asta după ce s-a restaurat, cred că n-am încă 1000 de kilometri. Am vrut însă să o fac cât mai aproape de starea inițială. Și am avut ceva de lucru, adică vreo 2 ani de zile. 2 ani a durat restaurarea, da, ei? Da, mă rog, n-a fost nicio foarte mare grabă din partea mea, însă cam vreo 2 ani mare. Ați spus că aceasta nu este singura mașină din familie. Da. Deci, după cum am spus, după ce am căutat an la rând o Dacia Sport, n-am găsit, am luat alternativa cea mai apropiată, o Dacia Berlină, care trebuie să recunosc că era într-o stare extrem, extrem, adică foarte, foarte bună. Și ulterior a apărut o Dacia Sport pe care am cumpărat-o, dar pe care, să zic, cumva că mi-a furat-o fiul meu, pentru că a zis, bun, tu ai Berlină, atunci lasă-mă să am eu una Sport. Ne-am bucurat foarte mult, am restaurat-o și pe aceea și totuși eram undeva nemulțumit că eu totuși nu am o Dacia Sport și am continuat căutarea. Deci în momentul de față, în familie există două Dacia Sport, una albastră, a lui Vlad, fiul meu, și una a mea, această Dacia sportivă galbenă, albinuța sportivă sau gălbenușa, mă rog, are două nume, i-am pus două nume ca să se poartă acum. Ați anticipat cumva întrebarea mea legată de numirea dacilor pe care le aveți în familie, și anume sportiva și albinuța? Da. Spuneți-mi, vă rog, dacă ar fi să vă gândiți la amintiri dragi, deși o aveți de scurt timp, pe aceasta, în familie, există? Ați reușit să vă creați așa niște amintiri dragi cu acest autoturism? Cu sportiva, nu. Recunosc că nu. În afara faptului că țin minte
că stăteam și mă opream, mă uitam la ea și zic, ce mașină o fi asta, cum o fi făcută ea, cine, cui o fi trecut prin cap să fac o astfel de mașină, asta vorbesc acum 30 de ani. În rest, nu pot spune că am niște amintiri plăcute de această mașină, decât, sigur, visul meu de a avea o astfel de mașină ciudată. Eu în continuare spun că este o mașină ciudată, în continuare spun că este o mașină care a fost chinuită încă de pe planșa de proiectare, ca să spun așa. Să nu mai zic de faptul că ea a fost chinuită și ca mașină, pentru că ea nu a fost cumpărată neapărat de tineri care vroiau un cupe în două uși, ci era cumpărată pentru simplu motiv că se obținea mai repede. Atunci, sigur că era folosită în scopuri care nu ar fi fost pentru ea. Și anume, se mai agăța o remorcă, se mai punea un portbagaj deasupra capotei, deci lucruri pe care nu le vezi la o mașină coupe în mod normal. Pentru cei care se uită la noi și poate că nu știu foarte multe despre ce înseamnă originea acestei versiuni de Dacia, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre istoria ei? Da, istoria ei o știu și eu de pe internet și mă rog, ce am mai trăit atunci contemporan cu ea, să spun. A fost proiectată, sau mă rog, nașterea ei s-a făcut undeva la Brașov, la Service Dacia la Brașov. Legendele spun că s-ar fi făcut pe baza unei mașini răsturnate și că acolo niște oameni cu inițiativa au vrut de fapt să salveze acel autoturism. Apoi ea a fost produsă la Piața Ștefănești, care era de fapt un service lângă Pitești, pe o bandă de montaj pentru mașini de serii mici. Se făceau cu elemente din fabrică, dar mult se realiza și manual. Coborârea planșeului, noi nu avem decât prima treime din mașină este de fapt Dacia originală, adică compartimentul motor până la bord, după aceea tot ce vedem în spate este modificat. Sunt modificate ușile, e modificat planșeul, modificat portbagajul, lungimea este mai scurtă cu 20 de centimetri. Deci o componentă manuală însemnată în fabricarea acestei mașini. Din ce știu, sunt două versiuni de acest Smart, da. Nou. În general s-a mers pe o soluție extrem de ieftină, să spun mai bine, sau economică. Pentru că prima dată s-a făcut niște uși care aveau aceleași dimensiuni ca la berlină, mai puțin înălțimea lor, pentru că rama geamului este mult mai coborâtă, dar fața ușii era la fel ca la berlină. Apoi, datorită accesului greu în spate, s-a trecut la varianta cu ușă lungă, unde au extins ușa cu circa 12 cm, astfel încât intrarea în spate să fie facilă. Sincer, vă spun că eu și în momentul de față consider accesul în spate extrem de anevoios, dar a fost o soluție de compromis găsită la vremea respectivă cu niște mijloace limitate, pentru că mijloacele financiare atunci erau limitate. Pentru a obține o aprobare de a face o piesă standardizată aveau nevoie de foarte mulți bani, de foarte multe aprobări și atunci am presupun că s-a optat pentru această variantă. Multe lucruri sunt făcute din elemente de Dacia berlină, și capota de la portbagaj este de fapt o capotă de berlină tăiată, sudată, dar micșorată ca dimensiune. Pe lângă toate aceste particularități, ea mai este unică printr-un aspect în industria automobilismului mondial, aș putea asta spune. Era o chestie care mă... Deci luneta este identică cu parbrizul. Mă rog, au fost niște modele, cum este și al meu, care aveau insecțiile electrice pentru dezaburire. Destul de rare au fost aceste modele.
dar este un lucru foarte ciudat, într-adevăr. A fost însă o soluție la vremea respectivă foarte ingenioasă. Ingenioasă, da. Adică trebuie să spunem că acei oameni chiar s-au preocupat să găsească niște soluții ieftine și corecte până la urmă. Acum aș dori să-mi spuneți, pentru că am întâlnit asta la foarte mulți pasionați de Dacia, dacă există un miros care vă trezește așa imediat. Sunt două mirosuri. Un miros e cel de la plasticul pe care l-aveam pe bord, pe fețele de uși la scaune. Mai pregnantă, spun eu, la cele de anii 70, că prin anii 80 deja scaunele nu mai erau din piele artificială, ci erau din textil. Și sigur mai este mirosul de benzină. Este caracteristic pentru astfel de mașini. Știu despre dumneavoastră pentru că am avut posibilitatea să vă și văd la concursul de eleganță Sinaia, că mașina mai este deosebită prin niște calități și anume că a câștigat niște premii. De asemenea, mai știu că la celebrarea celor 50 de ani de Renault 12 ați fost împreună cu alți pasionați tocmai în Franța. Și aici o să vă rog pe dumneavoastră să continuați care au fost impresiile pe care le-ați avut, ce s-a întâmplat acolo, dacă ați câștigat un premiu, care e cultura francezilor vis-a-vis de Renault 12, cum v-au primit ei ca și pasionați de Dacia, care e vorba aia, un copil al Renault-ului? Da. La Sinaia a fost o chestie pe care, sincer, mi-am dorit-o din momentul în care am achiziționat mașina asta și din momentul în care era mai mult ruginită decât în starea ei actuală. Am zis, noi, mașina asta am să o fac astfel încât să pot să mă duc cu ea la Sinaia. Deci era un deziderat de-al meu să ajung până acolo cu ea ca și restaurare, să poată ajunge la Sinaia. Nu eram sigur că am să mă duc vreodată cu ea la Sinaia, dar vreau să o duc undeva la nivelul de restaurare încât să pot să zic, domnule, bun, am făcut-o, este în categoria aia. Și într-adevăr, după ce a fost gata, a fost și încurajat de cunoștințe, de colegi de club, domnule, du-te cu mașina acolo, că arată foarte bine. Acum, sigur, era o mașină nou restaurată, sigur că ceva ce e nou întotdeauna arată bine. Zic, dar mașina asta nu este elegantă, mașina asta este făcută din ciocan, nu poate să fie elegantă. Și până la urmă am fost convins și m-am dus. Într-adevăr a fost prima Dacia Sport care a participat la concursul de eleganță, cred că la un concurs de eleganță generală, oricum prima care a concurat vreodată la Sinaia și faptul că am luat locul 2 la secțiunea fabricată în România nu m-a mirat atât de mult, însă faptul că mașina asta a luat premiul publicului m-a impresionat într-un fel. Sigur, aici trebuie să avem în vedere și faptul că eu cred că în DNA-ul fiecărui român Dacia există, indiferent de ce mașini conducem noi astăzi. Dacia, în speță modelul 1300, 310, 410 și inclusiv Sportul, este undeva acolo în sufletul sau în mintea românilor și atunci, în momentul când se vede o astfel de mașină, presupun că trezește niște emoții. Deci asta a fost explicația pe care eu mi-am dat-o la premiul publicului primit de Alpina Sportivă la Sinaia. Aniversarea 50 de ani de Renault 12 în Franța. Acolo au fost niște discuții printre membrii clubului Retromobil să meargă cât un model din gama Dacia care s-a produs în România, în speță o berlină sau poate mai multe berline, pentru că aici deosebim între primele modele, cele cu piese franțuzești, franțuzoai, cele numite ele și care sunt foarte, foarte bine cotate. Apoi cele făcute după anii 80, cele făcute după anul 2000,
inclusiv un Papuk, un Break și categoric și o Dacia Sport. Am fost undeva la 13-15 mașini din România. Unii le-am pus pe o platformă și le-am trimis acolo. Alții mai curajoși au plecat cu ele pe roți, mai curajoși și, mă rog, tineri care poate dispun de mai mult timp. Și și-au făcut și un concediu cu ocazia asta de vreo 10 zile, 10-14 zile. Cert este că în micul sat Laduz am ajuns, vă zic, undeva la 13-15 mașini din România, Daci. Începând cu Dacia, a doua Dacia produsă, a doua Dacia 1300 produsă în România, cea cu seria de caroserie 02, până la inclusiv modelul Zâmbetului Iliescu, au fost toate prezente acolo. Pot să vă spun că francezii ne-au primit foarte bine. Acum, sigur, Dacia are un loc aparte în producția generală de Renault 12. Renault 12 s-a fabricat în întreaga lume, în foarte multe țări, începând din Franța, Argentina, Columbia, Africa de Sud, coasta de Fildeș, s-au asamblat în Australia, în Noua Zeelandă, în Turcia, bineînțeles, și sub numele de Dacia în România. Dacă numărul total de mașini Renault 12 a ajuns undeva la 4 milioane, numai Dacia a produs în plus încă 2 milioane. Ceea ce i-a făcut pe francez la această întâlnire, unde s-au întâlnit iubitori de Renault 12 din aproape toată Europa, mă rog, marele absent, după părerea mea, a fost Turcia. Deci Renault 12 faza 1 este Renault 12 care corespunde cu modelul 1300, făcut până în 1975, 69-75. Faza a doua, care am traduce-o în limbajul din zilele noastre cu un facelift, care s-a făcut din 75 până în 79. A mai fost secțiunea Gordini, deci secțiunea sport a mașinii Renault 12, plus special secțiunea Dacia, deci Dacia a fost acolo ca o secțiune aparte, specială, și secțiunea spaniolă. Secțiunea spaniolă însemnând de fapt, încetişor, nu se mai întâmplă, așa, secțiunea spaniolă, deci Renault 12 făcut în Spania. Au fost peste 150 de iubitori, după cum v-am spus. Vorbim de două concepte diferite. Erau modele foarte frumoase. Francezii însă le conservă în starea lor originală. Deci, pur și simplu, așa cum a putut dăinui mașina aia peste decenii, noi punem mult mai mult accent pe restaurare, de asta să zic eu, ridicată la nivel de artă, la nivel de perfecțiune, să fie șurubul de atunci, să fie totul puțin, să lucească totul, să fie totul ca nou. Și sigur că lucrul ăsta a impresionat publicul din Franța, pentru că trebuie să recunosc că mașinile noastre au fost primite foarte bine acolo, iar în ultima zi a întâlnirii, când s-au înjurizat mașinile, noi am plecat de acolo cu 5 premii. În sensul, și mă rog, asta aici spun că, mă rog, munca noastră, și aici mă refer la a noastră, a românilor, vis-a-vis de mașina asta, a fost răsplătită foarte frumos. Gândiți-vă că la Marele Premiu sau Best of Show, francezii au acordat premiul cel mare unei mașini din România, adică unei Dacia 1300 fabricată în România, sau mai bine spus, asamblată în România, pentru că erau cu piese de Renault 12, asamblată în România. Deci Dacia 1300 cu seria de caroserie 002 a luat Marele Premiu Best of Show.
Apoi la secțiunea faza 1, la fel a luat un Renault 12 cumpărat din Franța de un iubitor din Brașov. Și aici trebuie să vă spun că francezii au menționat lucrul ăsta ușor cu oarecare tristețe. Și am zis așa, a trebuit să vină un român să cumpere Renault ăsta 12 din Franța pentru că nouă ni s-a părut prea scump. El l-a cumpărat, l-a restaurat și a luat locul întâi. La secțiunea Renault Gordini, Renault 12 Gordini, la fel am luat primul loc cu o mașină restaurată în România, o mașină cumpărată din Belgia. Sigur, la secțiunea Dacia, care era rezervată pentru Dacia, sigur că s-au dat două locuri, locul 1 și locul 2. Locul 1 l-a luat un coleg de la Constanța cu o Dacia, o franțuzoaică, deci în anii 70, începutul anilor 70. Și locul 2 a fost luat de Albinuța Galbenă. Și aici trebuie să vă spun că pentru francez mașina asta era destul de exotică, pentru că venea lumea, se uita și zicea, cum, un Renault, un două uși? Noi n-am avut așa ceva. Până și președintele jurului, în momentul când m-a chemat pe covorul roșu, a zis, aici vă arăt o Dacia foarte frumoasă, o Dacia versiune sportivă, în două uși, lucru pe care noi nu l-am văzut aici niciodată. Deci asta putem să zicem că a fost și premiul exotic dintre ei. A fost un eveniment reușit și un eveniment unic, pentru că 50 de ani de la lansarea în producție a Renault-ului 12 nu o să mai fie niciodată. Ceea ce și îmi pare foarte bine că am reușit să reprezentăm Dacia sau Dacii, cu Daciile noastre să reprezentăm România. Bun, păi acestea ar fi întrebările pe care le-am avut eu pentru dumneavoastră. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați avut disponibilitatea și plăcerea de a da o tură într-o zi frumoasă de duminică cu Albinuța sportivă. Vă mulțumesc mult de tot și să stăpâniți cu drag în continuare și la cât mai multe premii. Mulțumesc, vă invit la anul la o nouă plimbare cu Dacia, pentru că acum o băgăm la iernă. Mulțumesc cu mare drag. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu.